Îți salut, săgetători! Voi face citirea pentru perioada 1 aprilie, 15 aprilie, o perioadă în care Mercur este retrograd, dar simțim și efectele uh, eclipselor, eclipsa de lună din 25 martie și eclipsa totală de soare din 8 aprilie. Jupiter are câteva aspecte benefice cu Saturn, sextil. Să vedem și se apropie de conjuncția cu Uranus. Să vedem ce spune tarotul. Veți găsi mai multe explicații la horoscop. Și acum să vedem. Deci, iată. Un prim aspect este acesta legat de doi de Am zice că voi sunteți în așteptare, vreți să primiți ceva, un răspuns, un răspuns la un proiect, la o inițiativă pe care ați întreprins-o mai de mult. Voi față de acest răspuns aveți o altă atitudine acum și față de dușmanii voștri, o schimbare totală a gândirii, a mentalului, a ideilor, a comunicării, a relațiilor, a sentimentelor, a energiei, a vitalității. Întâmpinați foarte multe blocaje din partea dușmanilor, dar iată, săgetătorul, cumpătarea, sunteți foarte cumpătați, deci vreți să echilibrați forțe. Astfel încât să ajungeți acolo unde vă doriți și să încheiați ceva. Sunteți dispuși să aveți o încheiere, o finalitate. Și vom începe în primul rând cu voi. Da? Un rege de cupe, luna și voi săgetătorii. Deci iată, pentru săgetători aveți uh, acest aspect uh, important, am putea spune, uh, o relație cu un suveran, cu un scorpion, ascendent zodie scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, dar este destul de periculos dacă este rănit, este gata să răzbune. Deci presupune și o răzbunare. Trebuie să fiți foarte prudenți în relația cu acest personaj, un rege de cupe. În schimb, luna, în ceea ce vreți să faceți voi pentru a fi fericiți, s-ar părea că intrați pe un drum uh, foarte periculos, un drum unde aveți, uh, nu puteți merge decât printre cele două turnuri, deci posibilitățile voastre sunt limitate și, în primul rând, acest drum este flancat de un câine, un lup, deci, dușmani, oameni care vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane, oameni nepăsători. Trebuie să fiți foarte atenți pe acest drum. Dacă puteți să nu intrați în acest proiect, să zicem, sau să încercați să. Dacă trebuie să parcurgeți acest, acest drum, trebuie să observați și să acționați în consecință. Voi vreți să stăpâniți cunoașterea, vreți să stăpâniți, poate, șansele la un examen sau chiar. Unii dintre voi aveți uh, uh, posibilitatea să călătoriți, da, de vorbind despre un prinț de. Pute? ascendent zodie sărătător, dar dacă sunteți femei s-ar putea să călătoriți împreună cu acest bărbat și este o călătorie plăcută, informativă, comunicare și într-un fel sau altul chiar și protecție. Pentru resurse, Resursele voastre, am putea spune, sunt acumulate legate de o casă, de o proprietate, să zicem. Deci, resursele voastre sunt concentrate aici și ați depus eforturi foarte mari, vă doriți să fiți fericiți, vă doriți să vă atingeți scopurile. În schimb, la locul de muncă, S-ar părea că există un uh, înscris falsificat, există ceva sau cineva uh, vrea să vă lase fără arme la locul de muncă, vrea să vă creeze niște probleme prin înscrisuri falsificate, prin minciuni. Uh, trebuie să fiți foarte prudenți. Uh, sau legat de sănătate poate să fie ceva care nu poate fi uh, depistat sau ceva care nu poate fi uh, clarificat. Rămâne ceva ascuns. Pentru voi, cariera înseamnă să vă doriți ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Să fiți corecți și să nu vă doriți imposibilul, fiindcă v-ați ajunge la dispoziția oamenilor. Înseamnă abundență, fertilitate, bucurie, încămin, în... poate să fie legat de familie, poate să fie legat de profesia voastră, deci această abundență pe care vă doriți. Și să vedem relațiile, contractele și relațiile, da? Deci comunicarea. Voi în comunicare considerați că aveți cam tot ce vă trebuie pentru a realiza o comunicare bună, a debloca toate situațiile pe care le aveți legate de părinți, de, de frați, de surori, de vecini. Deci considerați că sunteți deasupra și puteți să rezolvați orice problemă. cu acest șapte de Legat de un contract, o asociere, aveți o regină de spade, vorbim de o balanță, o femeie în vârstă, ascendent zodie lună plină în balanță, cu care s-ar putea să aveți o asociere, un contract și acest aspect vă dă o stare de bine atâta timp cât știți să comunicați cu această persoană, cât timp vă bazați pe susținerea ei, este o persoană exigentă, o persoană care oricând poate să impună o anumită distanță, dar dacă observați, așa cum se întâmplă la aspectele legate de această regină de spade, are și ea în semnul lui Jupiter, balanța. Deci poate să fie un aspect benefic pentru voi. În schimb, în relațiile cu prietenii, nu este tot la fel de simplu, să zicem, să comunicați, să păstrați, să zicem, o comunicare în care respectați diplomația, tactul, o comunicare bună. Aici vorbim de faptul că sunteți scos țapii spășitori. Acești prieteni, parteneri, protectori, vă creează probleme tocmai prin faptul că ei vă țin în stagnare, vă impun această stagnare și voi vă doriți să ieșiți din stagnare. Acest lucru îl puteți face doar dacă vă schimbați concepțiile voastre. Nu puteți să schimbați concepțiile celorlalți, dar puteți să vi le schimbați pe ale voastre. Și iată, vorbim de familie, cămin, schimbarea, transformarea și karmă. Sau șansa voastră. Și vorbim despre familie, trecut S-ar părea că sunteți într-un moment în care trebuie să judecați foarte bine, acolo unde sunteți, ce vreți să faceți, trebuie să evaluați foarte bine situația, fiindcă de căminul vostru, de familia voastră, depinde o schimbare, vă doriți această schimbare și această schimbare trebuie să vă apropie mai mult de ceea ce vă doriți voi să vă simțiți mai bine. Acesta ar fi judecata. Și marele preot, marele preot vine în poziția în care va atrage atenția că aceste schimbări pe care le veți lua, aceste transformări care vă așteaptă odată cu aceste eclipse fiindcă vorbim de eclipse care s-au produs în uh, zodii uh, cardinale, deci și voi sunteți o zodie cardinală, o să vă influențeze foarte mult, va trebui să treceți totul prin conștiința voastră, să nu judecați, să nu etichetați pe ceilalți până când nu treceți totul prin conștiința voastră. Și un trei de butei? care arată o posibilitate să uh, începeți ceva, să aveți o inițiativă și pare să fie o inițiativă foarte bună pentru voi, fiindcă este o inițiativă care va aduce o creștere, o dezvoltare, o expandare uh, și benefică. Deci poate să vă aducă resurse foarte bune. Deci, în concluzie, fericirea pentru voi în acest moment este totuși riscantă. Trebuie să vedeți, să evaluați foarte bine pe ce drum mergeți pentru a fi fericiți. În carieră o aveți alături pe mica benefică, împărăteasa, pe Venus, care vă ajută. De asemenea, în relațiile cu prietenii, cu protectorii, aveți această situație destul de dificilă. La lucru trebuie să fiți atenți dacă la locul de muncă se ascunde ceva și, bineînțeles, cele două aspecte pe casele destul de sensibile: cămin, familie, relațiile, relațiile din trecut, dar și cu judecata unde voi trebuie să luați o schimbare, dar și marele preot care vă spune să evaluați totul, să treceți totul prin conștiința voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi, sărătători. Vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!